Ielau, ce faceți? Social Media 10 se întâmplă chiar acum. Vorbim despre LinkedIn astăzi, împreună cu Cristian Chinavirta și cu Cristian Florea. Doi nebuni, doi ce ai blogosferei și ai influencerilor români, așa. Despre LinkedIn de ce? Pentru că a fost un subiect foarte, foarte cerut. Comunicarea B2B, care este și ea bidirecțională, așa cum ne place nouă. Și pur și simplu, asta mi-a plăcut mie să fie subiectul de astăzi. Hai să vedem despre ce vorbim. Așa cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi cu Cristian Florea și cu Cristian Chinavirta despre LinkedIn și unul dintre ei este chiar lângă mine. Bună! Da. Florea, care Cristian, dintre cristianflorea.ro. Prezent cum la datorie. Cristianflorea.ro. Cum vrei tu, până la urmă... Ți-ai pus în buletin.ro sau încă? Nu mi-am pus încă, dar aș putea lucra la asta. Ai putea lucra la asta, nu? Da. Uite, noi doi am vorbit înainte despre întrebarea care se convine lui, ca să nu-l iau prin surprindere, că așa e cu influencerii, creatorii de conținut care sunt prieteni, stabilim dinainte. Vreau să te întreb LinkedIn, da? Da. De ce e foarte important ca eu, Sabina, să fiu prezent acolo, în primul rând, și apoi eu, Coca-Cola sau Answer sau orice altă companie să fie prezentă neapărat astăzi în 2019 pe LinkedIn. Un lucru despre LinkedIn pe care nu-l știu prea mulți este că în momentul de față e platforma, rețeaua socială cu cel mai bun reach organic. Ok. Pe LinkedIn, dacă poți să scrii conținut, ai foarte multe șanse să ajungi la mulți oameni, chiar dacă comunitatea ta este destul de mică la început. Cât la sută din oamenii de pe LinkedIn fac conținut? Era un 2% sau? Un 3%, da. 3%. 3%. Deși aproape 50% din numărul total de conturi intră pe rețea lunar, doar okay. 3% creează conținut efectiv. Deci o foame foarte mare de conținut. Ăia care intră vor să citească lucruri, vor să afle informații și nu prea au de la cine. Sunt câțiva oameni care creează conținut, dar totuși destul de puțini încă, pentru că LinkedIn a băgat newsfeed-ul ăsta, feed-ul pe care îl știm și de la Facebook, da, și alte rețele, de puțin timp, de prin 2017 doar. Okay. Și de-aia mulți încă nu s-au obișnuit cu faptul că ar putea intra acolo să creeze conținut. O chestie faină pe care o face LinkedIn-ul și pe care o făcea și Facebook-ul la un moment dat e că dacă tu îmi dai like unei postări, da, cei care sunt conectați cu tine, care te urmăresc pe da, tine, da, văd da, postarea mea. Chiar da, mi-e spune ciudat pentru că eu nu înțeleg de ce sunt oamenii aia în newsfeed-ul meu, că știu că da, mă urmăresc. Exact. În special când e vorba de companii. Exact. Eu nu am făcut niciodată chestia asta și păi văd că ai dat un like și... Cam așa funcționează și asta e o oportunitate foarte bună, da, de a fi activ pe LinkedIn acum, pentru că e perioada în care dacă creezi conținut, ai șansa să crești contul foarte mult, da, fără prea mult efort. Tu spuneai la un dat într-unul dintre vlogurile tale, by the way, subscribe Cristian Florea, da? Pe YouTube. Din ce mi-aduc aminte, textul ca format de conținut, textul este cel care mai mult reach, da, corect? Da, deși LinkedIn declară că conținutul de tip link ar fi sau foto ar avea cel mai bun engagement, din tot ce am testat eu până acum, textul are cel mai bun reach și cel mai bun engagement. Deci nu se compară nimic cu textul. Okay. Și asta e bine pentru noi ăștia care suntem blogger de câțiva ani, obișnuiți să scriem texte. Da, da. A venit Instagram-ul din spate, care pentru unul dintre noi nu se potrivește prea bine, că trebuie să ai puțin simț, da, artistic. Da, știi? Da, da, da. Pe LinkedIn nu trebuie să ai simț artistic, trebuie să faci ce ai făcut până acum, doar că într-o altă formă puțin. Adică adaptezi textul puțin. Păi noi o să vorbim cu Cristian mai mult la eveniment. Voi o să vedeți după ambele interviuri atmosfera de aici și vă încurajez să intrați pe cristianflorea.ro, să citiți articole de social media pe care le postează. E un fel de concurență, colaborare, chestii că postăm amândoi pe aici și ne place foarte tare să ne recomandăm Reasă capra vecinului. Da, exact. Vă las link în descriere cu blogul lui și cu canalul lui de YouTube, da? Da. Și hai să mergem la eveniment să hai ne distrăm. Ne așteaptă oamenii. Hai! A doua surpriză a serii, al doilea Cristian, că doar ne place. De data asta e un chinez venit de prin Japonia, de pe plaiurile Moldovei. Bună, Cristian Chinavirta.ro. Mulțumesc frumos că mi-ai spus numele așa cum trebuie, numele meu de civilie, nu chinezul cum eram cunoscut. Mă uit în cameră, da? Chinezul pe Google, je suis. Observați că ei vorbesc despre LinkedIn, dar promovează alte rețele sociale. Florea a zis de YouTube și de Facebook și de blog, domnul zice de Google. De TikTok. De TikTok. Ești pe TikTok? Da. Mamă, serios acum? Sunt pe să TikTok. Băi, deci n-am cum să fiu pe TikTok, pentru că m-au introdus pe TikTok mara mea la 14 da, și am rămas cu gura căscată. Adică dacă mi-am luat daună totală când a apărut Snapchat-ul pentru prima dată în România și eram, cum adică, măi, conținut care dispare? Stai-mă un pic, că eu am colecționat timbre, reviste, alea, cum adică dispare? Adică nu înțelegeam nimic. E, la TikTok dauna e și mai totală. Și mai. Sunt într-un așa șoc permanent pe TikTok, da, da, și încerc să înțeleg, altfel zis, TikTok-ul mi-a dovedit că am vârsta biologică la care deja anumite chestiuni din social media ți se par mult prea, da, 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 da. Asta da, e TikTok. Despre LinkedIn, vreau să te întreb ceva. Eu am observat în ultimul timp că ție îți place să faci experimente pe acolo. Postezi destul de des, ești foarte consecvent. Am observat că există anumiți reprezentanți a unor companii care îți răspund not ok. Da. Și povestește-ne un pic despre acești reprezentanți, în sensul că cei care ne urmăresc să învețe să nu facă și ei la fel. Mai în glumă, mai în serios. Da.
Întotdeauna pe rețea socială trebuie să-ți forțezi limitele, cât e un pic. Nu mult. Când le forțezi mult, o dai în lambada și nu iese bine. Trebuie forțate limite. Asta fac eu. Mai ales că LinkedIn-ul, oricum o dăm, oricum o învârtim, acum se vorbește mult despre LinkedIn, e o rețea socială la început în România. Așa este. De ce zic la început? Din punct de vedere al business-ului. Nu se bagă bani ca lumea în România în LinkedIn. Încă. Deci, încă. Da. Suntem la început. Trebuie să testăm, să înțelegem. Unul din testele pe care le fac eu e pe zona de, hai zicem așa, overall employer branding. Cum reacționează lumea care defilează cu brandul la descriere la anumiți stimuli? Care uneori îți mai măgărești, alteori mai așa, dar îți stimuli. Da? Tu ești cu brandul ăla la purtător acolo și tu reacționezi. Mulți reacționează foarte, foarte ciudat, mergând pe faza, dar e dreptul meu, e contul da, meu, și pentru că ei nu fac legătura, ei consideră că sunt persoană fizică acolo și că ce contează că scrie brandul. Contează pur și simplu, eu vorbesc în numele meu, așa cum scrie. Nu e adevărat, adică există și sentință juridică în România, în instanță să da sentință că un profil secret, privat, pe o rețea socială, nu e așa. Pentru simplu motiv care e, cumva, curculision, dacă eu văd din gașca ta de prieteni ce ai zis și dau mai departe, ieșim din zona secretizată. Nu există așa ceva. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Nu discutăm dacă e ok sau nu. Că dacă mă întrebă, nu e ok, într-adevăr. Să mă tot futilizez la cap ce să scriu, ce să zic cu brandul, cu alea. Corect, cu da. Dar asta e realitatea. Dar eu cred că ne întoarcem la bun simț. Serios acum, e vorba de bun simț. În esență despre asta e vorba. Dacă pentru că ce relația... comentarii am văzut la tine exact. Depășeau cu mult limitate. Da. Ne mai certăm, mai discutăm, contradictor, nu știu ce. Dar nu sărim calul. Argumente constructive, adică exact, putem avea o discuție. Calul, da? De ce pe online vrei să fii altfel? Și mai ales mergi cu brandul ăla la butonier, așa știi, adică mergi acolo. Nu e ok, nu e ok. Încă o dată, nu zic că e rău sau că bine. Zic că asta e situația și că lumea trebuie să fii atentă, foarte, foarte atentă la silent majority. Adică ce înseamnă? Tu de câte ori dai like sau comment sau ceva sau interacționezi cu ceva ce vezi în social media? Extraordinar de rar. Dar vezi, mai ales pe LinkedIn, când vezi câte un ghiolbănet care defilează cu compania așa că reacționează, ce nu vezi că o reacționat cineva că o zis comentarii. Dar vezi. Vezi. Da, o dată, de două ori, de trei ori. Asta în timp se acumulează și dintr-o dată vezi o companie că, vai, dar ce probleme avem, că lumea zice că suntem nu știu cum, nu știu. Băi, dar nu, bravo. Cam despre asta e vorba. Complication cu social media asta, complication rău, da. Dar în esență, exact cum ai zis tu, ne aducem aminte de bunul ăla simț și ăla să guverneze absolut orice relație interumană, că imediată de social media, că de ziare, că orice, că relație directă, că mail, că orice. Bunul simț. Bună ziua. Bună ziua. Mulțumesc. Și să nu mulțumesc. Uităm că în spatele fiecărui cont este un om. Absolut. La final suntem oameni. Orice relație cu un om, indiferent că faci, că lumea zice, da, dar am vorbit cu brandul. Nu, există un om acolo. Da. Păi, bună ziua, începe cu bună ziua, se termină cu mulțumesc. Între cele două e o plajă imensă de lucruri care trebuie să rămână în zona bunului simț. Pentru că altfel, ce se întâmplă? Numai că te faci tu de telecomandă, că asta lumea zice, e, gata, e, ce să spun, mare, m-am făcut de telecomandă. Cu fiecare lucru negativ și rău pe care le zici, tu mai arunci câte o picătură, câte la un brandul pahar, pe care reprezinți. Nu numai la toată atmosfera asta de negativism, de clivaj teribil, Steaua Dinamo. La ideea că social media e rea, că acolo e ca la piață. Arunci câte un pic, arunci câte un pic și atunci la un moment dat zici, vai, dar ce urât e. Știi, și așa o chestie care se autoalimentează. Noi zicem că e de telecomandă și zicând de că e de telecomandă, alții văd că e de telecomandă și o preiau și ei. Și uite așa zicem, vai, ce urât e toată social media și toată mizeria asta. Noi contribuim la asta, nu noi. Noi doi suntem deștepți, inteligenți, frumoși, alții. Pentru alte dovezi de inteligență mioritică chinezească, vă recomand să intrați pe cristianchinabirta.ro ca să vedeți și stimatul domn ce scrie și pe Cooperativa 2.0 ca să vedeți și campanii mișto de tot, să învățați să faceți LinkedIn cu adevărat și social media cu adevărat. Mulțumesc foarte mult și te invit cu mare drag la eveniment să ne distrăm cu cei 200 de oameni care așteaptă să îi iluminezi. Doamne ajută! Doamne ajută!
Și gata evenimentul a 10-a ediție, LinkedIn, ne-am distrat, a fost mega tare ca de fiecare dată. Vă recomand cu mare drag să mă urmăriți, să vedeți când sunt următoarele ediții, 2 iulie, puneți în calendar. Follow, subscribe, știți voi deja, sunt pe LinkedIn, sunt pe blog, sunt pe YouTube, sunt pe Instagram, sunt peste tot. Mulțumesc foarte mult Bogdan Pricope pentru că mă suport. Mulțumesc Answer pentru sponsorizarea acestei serii Socialpedia, Artist Cafe pentru locație și vouă pentru că o să-mi dați subscribe. Bye!